Consilierii locali ploieșteni au aprobat acordarea de vouchere educaționale în valoare totală de 150 de lei tuturor preșcolarilor și elevilor de până la clasa a 8-a din Ploiești. Conform hotărârii de Consiliu Local, vor fi alocate 3 vouchere, fiecare în valoare de 50 de lei la solicitarea părinților. Poate ar trebui să spunem în valoare totală de 150 de lei. Cu valabilitate pe întreg anul școlar, da? Nu știu dacă dumneavoastră vedeți pe telefon, nu mai un pic să vă modifice doamnele. Da. Valabilitate pe ce? Întreg, nu întreg. Întreg anul școlar. Întreg anul școlar, pentru care se acordă. Pentru a primi tichetele, părinții trebuie să depună o cerere fizic sau pe e-mail la Primăria Ploiești în perioada 16 august-30 septembrie. Solicitarea trebuie însoțită de o copie a certificatului de naștere a copilului și de o declarație pe proprie răspundere că minorul este înscris într-o formă de învățământ preșcolar sau școlar din Ploiești sau de o adeverință de elev preșcolar.